Alăturată drumului principal se află Biserica Catolică Sfânta Varvara, monument istoric construit între anii 1800 și 1803 pe locul unei vechi topitorii. Numele bisericii nu a fost ales întâmplător, deoarece Sfânta Varvara este considerată protectoarea minerilor. Biserica are 14,5 metri lățime și 40 de metri lungime, turnul fiind înalt de 34 de metri. Biserica se încadrează în stilul arhitectural baroc popular, picturile din interior fiind realizate în 1900. Deasupra altarului se pot observa două ciocane încrucișate, acestea simbolizând activitatea minieră din zonă. În primul război mondial, în urma unor decrete regale și militare, două din cele trei clopotele bisericii au fost preluate, cel mai probabil pentru a fi folosite ca material pentru tunuri. În anul 1925, prin intermediul unor donații din Budapesta, biserica și-a recăpătat clopotele.